Hei, salut! Trăim cea mai prolifică perioadă din istoria omenirii. De ce spun acest lucru? E pentru că nu se mai moare de foame, ba din contră se moare din cauza obezității, nu mai sunt războaie, din cauza internetului suntem din ce în ce mai conectați și ne putem dezvolta personal și profesional la un nivel incredibil de avansat, dar acest lucru nu a fost întotdeauna așa. Voi povesti în cadrul videoului de astăzi despre cartea lui Hans Falada, Singur în Berlin. Este o carte care aduce în prim plan trăirile oamenilor obișnuiți din Berlinul nazist din timpul celui de-al doilea război mondial. De fiecare dată când ne gândim la Germania nazistă, ne vin în minte problemele Holocaustului, când au fost exterminați 6 milioane de evrei. Dar ne vin mai puțin în minte problemele cu care s-au confruntat germanii în timpul celui de-al doilea război mondial. Și anume, germanii, oamenii simpli, cei care trăiau în Berlin, care își duceau viața de zi cu zi, care își duceau viața de pe o zi pe alta cu nimicurile pe care le aveau ei la îndemână. Hans Falada povestește despre doi oameni, un soț și o soție, care au trecut de prima tinerețe și, pierzându-și fiul pe front, vor să dea jos acest regim opresiv prin comiterea unor acte de insubordonare civică. Ce metode au ales pentru a încerca să lupte cu acest regim nazist? Rămâne voi să descoperiți dacă citiți cartea. Cu siguranță metodele sunt ingenioase și eu nu m-aș fi gândit la aspectul acesta și nici măcar nu m-aș fi gândit la ce efect au avut aceste acte asupra celorlalți oameni. Dar nu pot să vă zic mai multe, rămâne voi să descoperiți singuri. Falada întregește imaginea tabloului din timpul celui de-al doilea război mondial. Este o imagine a terorii, a fricii, a frica de a spune ceva pentru că ar putea fi interpretat în detrimentul regimului nazist, frica de a te afișa cu cineva pe stradă pentru că s-ar putea să ai probleme și frica de a vorbi chiar în propria ta casă. Acest aspect mă amintește un pic și de regimul comunist de la noi, din păcate. Alea au fost vremurile de atunci. Falada le ia, le amplifică, le transpune în cartea Singur în Berlin și a ieșit o capodoperă din punctul meu de vedere. Ce m-a fascinat la autor e că el a scris cartea în timp de 24 de zile, în timp ce era internat într-un ospiciu. Din păcate a murit înainte să-și vadă cartea publicată. 24 de zile, o carte de 700 de pagini, cu un fir narrativ incredibil de logic și de real. E fascinant. Da, nu pot să mă închipui 24 de zile să scriu o carte de 600 de pagini. Cum spuneam la început, trăim într-o lume incredibil de liniștită, într-o lume în care lucrurile, cel puțin aparent vorbind, lucrurile sunt relaxate și ne putem focusa pe dezvoltarea noastră personală. Și exact asta încerc să fac, să mă motivez să citesc mai multe cărți, iar acest review video îmi permite să îl împărtășesc și cu voi, poate pentru a vă motiva și pe voi să citiți mai mult și pe mine, pentru că la finalul lunii vreau să public următorul review și acela va fi despre cartea Sapiens, o carte scrisă de Harari, o fascinantă incursiune în istoria omenirii. Dar cam atâtea detalii pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut videoul meu, dă-mi un like pe YouTube și lasă-mi comentariile tale. Spune-mi dacă cumva ai citit și tu cartea, ce părere ai despre carte. Dacă nu ai citit-o, ți-o recomand cu căldură. Îți doresc lectură plăcută și nu uita să te bucuri de lucrurile mici care ne înconjoară în secolul acesta. Salut!